Vă salut, oameni frumoși, ne aflăm în județul Vâlcea, în orașul Bălcești, pentru că îmi caut originele. Aici este orașul în care a crescut bunica mea și vreau să văd care e faza, ce sunt eu la bază. Poate de aici îmi vine inspirația sau dicția mea perfectă sau habar n-am. Ceva o să descoper despre mine în acest clip și voi o să descoperiți alături de mine. Trebuie să vă explic în primul rând că eu sunt un om cu trei bunici. Pe lângă tantele Anuța, eu mai am două bunici naturale, una care trăiește lângă Cluj în Ciurila și una din Beclean. Despre bunica mea din Beclean este vorba, ea se trage de aici din Bălcești. La prima vedere un oraș interesant. Uitați-vă, cam tot 360 numai vegetație, e un părculeț cu copaci, adică se respiră un aer curat, clădirile într-adevăr sunt puțin mai vechi, dar ușor îngrijite, din ce văd eu. Știți vorba aia că se spune, arată-mi cum arată barul ca să spun cum e orașul? Așa și noi am venit să vedem cum arată barul din Bălcești, ca să vedem, să luăm un pic pulsul, până la urmă, ăsta e centrul orașului, barul. Aici se face socializare, aici cunoști cine mai e nou prin oraș, aici vezi cât e o bere. Am primit meniu care îi o cola 4 înfoliată, e mai puțin de calitate, da? Și vrem să vedem prețurile. Avem aici cafea, 5 lei, cât e un suc, cola, Fanta, orice, 4 lei. Eu în Cluj nu mai știu cu 4 lei într-un local, adică să plătești practic și serviciu. Ciocolată caldă, 5 lei, ceaiul, 5 lei. Deja a venit ceaiul, mulțumesc mult! O mai cerut ceva astăzi? Ceai, la voi? Nu. Nu, așa e, place să fiu special. Așa? Și să vedem cum stau cu berea. Berea e 5 lei, 6 lei. Așa? Jack-ul, Jack Daniel, 100 grame, 20 de lei. Nu e mult 20 de lei, nu că e mult, mă, 20 de lei. Nu. No. Deci acolo fac bani. De aici se ridică, știi? Așa își plătesc tot. Eu cu ceaiul merg pe minus, dar cu whisky-ul iasă pe zero. Am găsit și niște oameni care mă cunosc aici în Bălcești. Da. Cum te numești? Madalina. Salut, Madalina, ce făceai aici? Erai la pizzerie? Da, ne-am oprit să mâncăm. Noi suntem de la Horezu și ne-am oprit. Horezu e un sat de lângă? Nu, Horezu e un alt oraș de lângă Vâlcea. Ok. Și mai fain Bălceștiu decât Horezu? Oarecum, așa. E un oraș destul de viu, zic aici, Bălceștiu. Se întâmplă lucruri. Da. Ai fost odată la clubul ăsta. Am înțeles că a fost un club în Bălcești, până acum un an, Amazonic. Ai fost aici? Nu. Nu? Nu. Și cum e lumea aici? Dacă ar fi să-i caracterizezi un pic. Sunt liniștiți, sunt fain. Da? E ok. Încă nu au treabă cu tine. Să mai dă câte un claxon în trafic sau în jurătură. Cum nu? Aia trebuie. Peste tot. Adică asta e mania noastră a șoferilor, nu? Da, da. Nu poți să trăiești fără asta. Și cum e pizza? Foarte bună. Da? Da. Nu, m-am dat de o persoană foarte pozitivă. Mulțumesc. Și weekendul ăsta ai vreun plan? Nu. Nu? Nu, mă duc la muncă, ce planuri sau. Da, unde mă lucrez? La Horezu, la un casino. La un casino. Da. Deci este casino în Horezu? Da. Tare, acest Vegas de Oltenia, Horezu. Deci vă așteptăm la Horezu. Mersi mult. Mulțumesc. Vă salut, băieții. Trebuie să vin și la voi pentru că tot timpul când vii la bar, trebuie să te o masă de oameni, mai șmecher și erați numai voi și înseamnă că voi erați oamenii. Am schimbat un pic placa pentru că ne-a dat seama că vorbim cu o vedetă. Mi-ai spus că ai avut un canal de YouTube, nu? Da. Ce făceai acolo? Dansam, dubstep. Ai fost la România Talent, nu? Am fost de 2-3 ori cam așa. Și nu știu, poți să-mi arăți sau poți să învăț sau cum e? Da, pot să vă arăt. Arată-mi un pic. Vreau să vă zic că băiatul a făcut pe așa, pe uscat, adică nu e ca și când vezi că ai grijă. Am zis faci și am zis da. Și din prima s-o da jos și a făcut. Cât timp alocai pentru chestia asta? Cam toată ziua. Da, deci când plecai, când îți terminai, nu știu, cu școala, cu facultatea? Pe stradă dansam singur, făceam diferite scheme, la școală dansam la oameni, la mă puneau să dansez și astea. Și ai avut canal de YouTube, mi-ai spus, nu? Da. Fiind în oraș mic, nu e cumva mai greu că te văd prietenii, te văd vecinii, zice, bă, dar asta e nebun, asta faci de la pe net. La început vă dați seama că toată lumea, ia uite și pe ăsta, că lasă-te, că nu știu ce, dar dacă îți place ceea ce faci, nu te interesează. Primele luni a fost mai greu așa, după aia, ia uite și pe ăsta, ce meche, ce alea, dansează și mie. Deci lumea de obișnuită. Păi el e băiatul cu dubstep, e gata, nu? Da, da, păi toată lumea îmi zice Zupi, da. Deci Zupi e numele de scenă, da, nu? Da. Dare. Deci Zupi pentru dubstep, follow it. Suntem la Bubi, așa, am aflat că așa se numește barul și nume tare, B-U-B-I-I. Știi, de la Bubi. Și am aflat că băieții, chiar dacă îi Bălcești și mai chill, astăzi au proțap și pe aia de seară merg la majorat, știi? Deci ca să înțelegeți. Și am zis că mergeți cu japca la majorat. Da, adică... Ești invitat? Nu. Deci și practic mergi, dar și nici nu duci cadou, nu? Bă, ducem
mergem 20 de ani, ducem un cadou, vedem noi ce cum ne combinăm așa. Bine, puneți 2 lei de unul, păi puteți să luați. Ce să mai, adică să ne distrăm, contează să ne distrăm. Ne aflăm în centrul orașului Bălcești și aici este casa unde a crescut bunica mea. A avut doi frați și după cum se poate vedea, este o casă boierească cu coloane brâncovenești, în care nu există, ce să zic, curte sau ceva, adică baza, intri pe poartă, intri în curte, până nu știu ce, ești direct la om aici. Într-adevăr, există un târnaț, nu intri chiar în casă, dar e mult mai aproape de oameni. Ăsta era silul mai de mult. Să știi că-s chiar în fața casei tale, în Bălcești. Da. Da. Deci aici ai crescut tu cu părinții și cu frații tăi, nu? Da. Până la ce vârstă? Până eram în anul 2. Copile, cunoște relația, am reușit să intru înăuntru în curte. Nu vreau să mă lau, vreau să vă spun atâta. Casa a fost construită de străbunicul meu, care a lucrat în aviație, știți? Și după cum știți, prin 50, erau două avioane în România. Unul era lui Gheorghe Gheorghiu Deșu, unul lui străbunicul meu. Deci, viță nobilă am. Și dumneavoastră vă ocupați de casa asta? De curte, nu? De curte, am înțeles. Am pus sălci, am pus flori. Și la noi în zonă pământul nu mai este bun. Da? Da. S-a începe să deșertizeze. Deci indiferent cât la Iuda, nu mai intra apa în el, nu se mai face nimic. Și a venit o goangă de distruge tot. Mănâncă și porumb și piersii și nuci. Absolut tot. Ne aflăm în Bălcești și am găsit o domnișoară. Cum te numești? Roxana. Roxana, ce faci acum? De unde mergi? De la Jenu la Bălcești la o cafea. Deci ai fost aici la o cafea? Acum duc la o cafea. Acum și de unde vii? Din Jenu. Jenu e un sat? Comună. A. Deci tu acum ai venit aici la socializare, nu? Da. Ceea ce și faci că practic noi socializăm în momentul ăsta, nu? Uh-huh. Și practic, eu spun că, adică știi cam cine e aici, nu e ca și cum merg la bar și e o surpriză, că știi că sunt cam aceiași oameni, nu? Da. Și astăzi am venit eu cu Cristi. Da. S-a schimbat un pic peisajul, toată lumea, ce scoși, adică suntem străini aia, știi, ce scoie, știi? Dar în mare parte vă cunoașteți toți, nu? Da. Tu o cunoști? O cunoști? Bine. Adică vă, eu sunteți o comunitate aici. Da. Știi că vezi că Isar este majorat, știi? Nu știam. Nu, vezi că am zis că se merge fără invitație. Da? Cel puțin 20 merg fără invitație. Poți să te lipești de ei și ok, nu trebuie să pui cadou nici nimica. De noastră, stați aici în Bălcești? Da. De cât timp? De vreo 79 de ani. Mult. E mult. Vă simțiți bine aici? Foarte bine. Am bunică de aici, din Bălcești. De unde? Din Bălcești. Bine, asta de 40 de ani în Ardeal. Și de la ea moștenind vorbesc foarte repede. Da. Din ce familie? Nemoiu. Al Lulu? Da, sora Lulu. Mioara o cheamă, sau Maria. Maria, păi s-o întreba de Rușianu, care a fost șef la Ire. Rușianu, șef la Ire. Am înțeles. Să nu aflu că suntem neamuri. Poate sunteți unchi sau ceva și nu știu eu. Da. Nu, orașul mic, se cunoaște toată lumea. Avem aici un billboard, un panou publicitar, cu restaurantul Tețu, dar din ce am înțeles, e singurul restaurant din Bălcești. Deci putea să fie restaurantul vă oferă. Chestia e că am zis că există restaurantul, contabilul, profesorul, omul, adică toți sunt unici aici, știi? Nu trebuie să fii ăla mai cumva. Și vă oferă ce? Meniul zilei, mici, grătar, cârnați, fripturi, ciorbă de burtă. Pentru comenzi speciale sunați înainte. Adică pe principiu nu poți să mergi acolo să ceri, dați-mi escalop. Man, e pus în acolo un meniu, dar nu poți să vii să-mi ceri. Mă anunț din timp. Vezi că mâine o să-ți cer escalop și atunci poți să vii și pot eu să-ți dau. Mi-am pus ochelarii pentru că eu am venit de la Cluj, de la 14 grade, aproape că vreau să-mi pun izmene, aici unde sunt 30 de grade. Deci lumea în general e pantalon scurt, relaxată, chill. Aici e, no, practic alt continent, altă climă, e mai plăcut, dolce farniente. Am venit să studiem într-o parcare cam ce mașini există în Bălcești. Avem prea mașină, un Opel decapotabil, parcată frumos. Aici după un BMW, un alt BMW, avem și un Golf mai vechi, un Clio destul de nou, zic eu, și un Logan. Deci destul de variat, dar BMW-urile încă sunt la putere, au victorie și decapotabile. Și vreau să te întreb, există mașini scumpe pe aici? Există, nu știu, mașini de 50.000 de euro. Există, da, și mașini de ei. Da? Da, nu, foarte scumpe. Și sunt oameni care stau în garsoniere și au așa sau chiar au bani? Nu, au afaceri, cum ai venit în Bălcești și da, uh-huh. Sunt, da. Deci lumea pune accent pe mașină în Bălcești? Într-un fel, da. Uh-huh.
Deci, ca în orice oraș mic, mașina e importantă pentru că stai mult timp în mașină. Am avut un afiș cu apartament / camere de închiriat și chiar îți curios cât e aici chiria unui apartament, pentru că pot să spun ceva și despre nivelul de dezvoltare economică al orașului. Hai să fac un pronostic. Un apartament cu... Da, sună? Abonatul apelat are telefonul închis sau nu se află în... Sau nu mai are apartamente de dat, si? Deci există cerere în Bălcești. Există oameni, există viață, există economie. După cum s-a putut vedea, mașinile se opresc la trecerea de pieton când trece cineva. Ceea ce e o chestie specială, nu în toate orașele se opresc mașinile. Am vrut să te întreb, ce cauți prin Bălcești? Cu ce te ocupi? Sunt la prietenul meu. Da? Da. El e din Bălcești? Da. Și, el de, și tu de unde ești? Sau la Craiova. La Craiova? Deci chestia, tu ești fata de oraș, el e fiul de bogătaș, nu? Ceva de genul, ai nimerit-o. Ai nimerit-o bine? Oricum să vii tu după el aici, ai, înseamnă că e șmecher, șmecher băiatul. În vizită. În vizită? Da, da, nu mai mult. Și acum te întorci înapoi în Craiova? Da, mă întorc acolo. Și cum ți se pare Bălceștiul? Se pare ok, da, depinde din ce punct de vedere îl privești. Din punct de vedere al iubitului tău, așa. Nu pot să-mi dau cu părerea, sincer. Adică e mai relaxant decât Craiova? Da, e liniștitor. Nimeni nu se ceartă cu nimeni din ce am văzut. Da, e ok, acum, na, ziua. Ziua e în regulă. Și cum v-ați cunoscut? Păi sunt și eu cumva de aici, am rude în zonă și așa ne-am cunoscut. Deci venea la discotecă vara pe aici și... Nu, la discotecă, așa, trecere, nu știu, long story. Noi, de exemplu, ieșeam dintr-un oraș de genul ăsta din Beclean și acolo era, ne cunoșteam în parc. Ieșai prin parc, o vedeai pe una în parc, aveți ceva, ceva de genul, da. În parcul ăla de aici? Da, uite, mai încolo, în spate. Deci te puneai pe bancă, el se punea lângă, se apropia, da, tu da, da, te făceai... Exact, exact. Parcurile astea în orașele mici fac minuni. Deci astea aduc la, duc la creșterea demografică a populației. Exact. Trăiască parcurile, mulțumesc mult. Deci avem aici un om care tocmai ți-a luat sala, nu? Stai-mă un pic, nu, un secundă. Așa mă, să un întrebi puternic. Deci tu, mi-ai spus că acum ți-a luat sala. Mulțumesc frumos. Și cum sărbătorești? Foarte puternic. Am luat o oaie șmecheră. Da. Mici toate nebunile. O dăm frumos pe paranghelie până la ora 12. Da. Că așa e frumos când e un permis să schimbă viața. Mergem după gagici, după nebunile alea. Ce să facem, fraților? Să vă trăiască familia voastră. Lăsați coronavirus, că coronavirus nu se există. Deci dacă aveți, deci dacă aveți permis, băiatul ăsta vă readus aminte ce e important să ai permis. Câte chestii poți să faci. Multe în viață. Ești un om fericit, te admir pentru asta. Cu toată viața. Să te bucuri. Să rămână domnul Mircea, bravo. Vezi că mă uit la tine și cu bunica aia rupt topurile în două. Mulțumim mult. Mulțumim. Și să sperăm că mă vezi și eu aici, nu? Cu siguranță, păi ești vedeta principală. Fă-ți vlog singur, fă tu singur de acum că ești tare. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Acesta a fost Bălceștiul sau cel puțin ce am văzut eu. Eu am văzut mai partea bună până acum, oameni veseli, calmi în același timp și un oraș micuț, exact ca și Becleanu, în care te poți descurca dintr-o parte în alta să te deplasezi, prețuri mici, un loc plăcut în care să trăiești. V-am pupat!